Numai puțin de 300.000 de turiști au vizitat pe parcursul anului trecut rezervația de zimbri silvuți de lângă Hațeg. În prezent mai sunt 9 exemplare de zimbri, între care 7 sunt masculi. Rezervația Hațeg Silvuți este o subunitate a Direcției Silvice Hunedoara, care se mândrește cu faptul de a fi pe primul loc din România, unde zimbrul european a reapărut. Zimbrul este considerat cel mai mare mamifer erbivor din Europa, fiind ocrotit de legi naționale și internaționale ca monument al naturii. Sunt 9 exemplare, ne lovim de o problemă care eu cred că vom găsi soluția. Din 9, 7 sunt masculi și 2 femele. Și trebuie să, ori să facem un schimb cu cineva, să dăm mascul și să primim în schimbul lor femele, pentru că altfel ei se bat și se rănesc și pot să ajungă chiar la deces luptându-se pentru supremație, fiind foarte mulți mascul și puține femele. Dar până una alta, ei supraviețuiesc foarte bine, sunt, eu zic, în condițiile cele mai bune, sunt hrăniți conform normativelor și arată foarte bine. Și numărul de turiști care ne trec pragul la rezervația de zimbri este în jur de 300.000 pe an. Ceea ce e cel puțin anul trecut, așa au fost, cu elevi, cu săptămâna altfel, cu săptămâna verde, cu toate acestea, numărul de turiști a fost foarte mare. Rezervația de zimbri e cunoscută și ca prima rezervație și e cunoscută publicului larg. Am făcut acum un an și am asfaltat și drumul forestier de la șoseaua Hațeg. Ați reușit să faceți câteva Simeria. Investiții destul de importante acolo. Am asfaltat acolo. Drumul până lângă Țarcul de Zimbri și atunci lumea merge până în parcare fără nicio problemă și apoi plimbarea este plăcută, nu te murdărești pe picioare, nu, și turiștii sunt plăcut, impresionați de ce am făcut până acum, dar planurile noastre, dacă reușim să facem, sunt mult mai mari și cu rezervația. Vreau să schimb, să schimbăm gardurile. Am creat niște podețe mai înalte de unde turiștii se pot urca să facă poză peste gard la zimbri.